Un șef din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică a fost încătușat, fiind suspectat că ar fi membru al unei grupări criminale specializate în contrabandă cu țigări și alcool etilic, din care fac parte mai mulți angajați ai structurilor de stat. Reținerea a fost urmată de percheziții la domiciliul acestuia, dar atât responsabilii Inspectoratului General al Poliției, instituție în subordinea căreia se află structura în care activează suspectul, cât și cei ai Procuraturii Generale, refuză să ofere detalii, precizând că urmărirea penală este în plină desfășurare. Este vizat șeful unei direcții din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică. Angajatul a fost reținut, iar domiciliul său urmează a fi percheziționat. În această cauză penală mai figurează cel puțin alte două persoane, adică un polițist din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică și un fost șef de direcție al Inspectoratului Național de Investigații. Ultimii doi au fost reținuți în ajunul Crăciunului pe stil nou. Fiind la volan, aceștia au refuzat să oprească la somațiile forțelor de ordine și au încercat să fugă. Până ai reține, aceștia au fost urmăriți 10 de minute pe traseul Cahulă-Leova, iar la un moment dat, fostul șef regional al INEI a accidentat mașina poliției. Ulterior, în unul dintre vehiculele urmărite au fost depistate 1,2 milioane de țigări de diferite mărci ascunse în mai multe cutii. Forțele de ordine au descins și la un depozit de unde au ridicat alte 700 de mii de țigări și jumătate de tonă de alcool etilic. Potrivit probelor acumulate de procurori, membrii grupului infracțional aduceau ilegal alcool în țara noastră pe care îl îmbuteliau, apoi îl transportau prin linia verde a frontierei de stat în Ucraina. În același timp, suspecții erau implicați și în contrabanda de țigări, produsele de tutungerie ajungând pe piața neagră din Ucraina și din România. Urmărirea penală continuă, iar structurile de drept întreprind măsuri pentru identificarea și trimiterea pe bancă acuzaților a tuturor celor vizați în această schemă infracțională.